Bună ziua! Sunt comisar șef de poliție Monica Dașboc, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne și împreună cu reprezentanții principalelor structuri ale Ministerului Afacerilor Interne vă voi prezenta rezultatele misiunilor desfășurate în weekendul prelungit ocazionat de rusalile ortodoxe. Principalele misiuni ale efectivelor Ministerului Afacerilor Interne în aceste zile au fost prevenirea accidentelor grave de circulație și fluidizarea traficului, gestionarea eficientă a intervențiilor în situații de urgență, asigurarea măsurilor pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor cu public numeros și desfășurarea eficientă a controlului în punctele de trecere a frontierei. Numărul persoanelor care au tranzitat frontiera fiind cu aproape 6% mai mare față de perioada similară a anului trecut. Datorită măsurilor luate și a mobilizării efectivelor mobilizate, în aceste zile nu au fost înregistrate incidente grave și a fost menținut nivelul adecvat de siguranță publică. În fiecare zi au fost mobilizate peste 25.500 de efective ale Ministerului Afacerilor Interne. Structurile de ordine public au efectuat peste 14.600 de intervenții, iar structurile pentru situații de urgență au efectuat 7.425 de intervenții, din care 5.739 pentru acordarea asistenței medicale de urgență și 599 pentru stingerea de incendii. Angajații Ministerului de Interne au salvat peste 100 de persoane din diferite situații de pericol. Structurile Ministerului de Interne au fost sesizate cu privire la producerea 4.250 de posibile infracțiuni și au aplicat 38.220 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 17 milioane de lei. În aceste zile, efectivele Ministerului au efectuat peste 100.000 de verificări în aplicația IDAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. Având în vedere creșterea semnificativă a valorilor de trafic în aceste zile, echipajele rutiere au fost suplimentate la nivelul întregii țări, beneficiind și de sprijinul aerian al aeronavelor Inspectoratului General de Aviație. În atenția polițiștilor au fost șoferii care au încălcat normele rutiere și au pus în pericol traficul rutier. S-a acționat zilnic cu aproximativ 300 de radare, fiind reținute 3.075 de permise de conducere, dintre care 59 ca urmare a consumului de droguri sau alte substanțe interzise. De asemenea, au fost retrase 1.279 de certificate de înmatriculare. Numărul accidentelor rutiere grave a scăzut cu 25% față de anul trecut și cu mai mult de o treime față de anul 2022. Tot în scădere este și numărul victimelor accidentelor grave, cu peste 6%. Ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase, inclusiv nivel cod roșu, s-au înregistrat efecte în 45 de localități din 12 județe, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din 9 curți, 2 anexe, 5 beciuri și de pe o stradă, precum și pentru degajarea 74 de copaci doborâți de vânt și 3 stâlpi prăbușiți, fiind avariate 4 autovehicule, 4 blocuri de locuințe și o casă. Structurile Ministerului Afacerilor Interne au fost prezente și la manifestările religioase și evenimentele cu public numeros, pentru a preveni producerea unor incidente și pentru a putea interveni rapid în sprijinul cetățenilor în caz de nevoie. Toate evenimentele s-au desfășurat în condiții de siguranță, de cele mai importante, numărul de participanți variind între 5.000 și 28.000. Dau acum cuvântul colegilor mei de la principalele structuri pentru a vă oferi detalii suplimentare despre misiunile din aceste zile. Mulțumesc! Bună ziua! Sunt capitan Toma Bogdan, purtător de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență și în momentele următoare vă voi prezenta un scurt bilanț al misiunilor instituțiilor aflate în coordonarea DSU. În mini-vacanța prilejuită de sărbătoarea rusalilor ortodoxe, aproape 5.000 de pompieri au asigurat zilnic misiunile de protecție a populației la nivel național. Astfel, în perioada 21-24 iunie, echipajele operative au gestionat 7.425 de situații de urgență, mare parte dintre acestea constând în cazuri pentru acordarea primului ajutor calificat, peste 78% din numărul total de intervenții, ceea ce înseamnă 5.739 de astfel de situații. De asemenea, colegii noștri au intervenit și pentru stingerea 599 de incendii, în 44 de cazuri pentru descarcerarea victimelor în urma accidentelor rutiere, precum și în alte 887 de misiuni pentru protejarea comunităților. De asemenea, în perioada de referință, la nivel național, 5.454 de persoane au fost asistate medical de către echipajele SMURD, iar alte 334 au fost salvate din incendii sau alte situații deosebite. Totodată, pentru protecția populației, în ultimele 4 zile, la nivel național, au fost transmise 88 de mesaje de avertizare prin sistemul RoAlert, majoritatea dintre acestea semnalând prezența animalelor sălbatice în proximitatea comunităților și prognozarea fenomenelor hidrometeorologice sub incidența cărora s-au aflat mai multe zone din țară. Pe linie preventivă, în perioada de referință, pompierii au derulat controle la unități de turiști și de agrement, cu prioritate la cele la care s-a înregistrat un număr mare de turiști sau la care au fost constatate, pe timpul verificărilor anterioare, deficiențe privind securitatea la incendii.
De asemenea, s-au avut în vedere și construcțiile sau amenajările destinate pentru organizări de concerte, festivaluri sau spectacole, târguri tematice, campinguri, tabere școlare sau alte spații cu caracter sezonier. În urma acțiunilor desfășurate în această perioadă, colegii noștri au efectuat 158 de controale de prevenire la nivel național, iar pentru neregulile identificate în teren au fost aplicate 536 de sancțiuni contravenționale, dintre care 453 avertizmente și 83 de amenzi, în cuantum total de 813.500 de lei. Important de menționat este că în urma verificărilor derulate în această perioadă nu au existat obiective care să impună aplicarea măsurii complementare de oprire a funcționării, aspect ce reflectă responsabilizarea deținătorilor în respectarea prevederilor legale destinate siguranței beneficiarilor. Întrucât siguranța cetățenilor reprezintă o prioritate pentru noi, aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare, vor avea un caracter permanent și vor viza unități de turism și de agrement, spații comerciale, precum și alte categorii de obiective. Prin acțiunile desfășurate nu ne dorim sancționarea încălcărilor, ci constatarea modului în care sunt respectate măsurile de securitate care să ofere un plus de siguranță pentru fiecare din noi. Reamintim faptul că în ultima perioadă, în perioada de referință, au fost operaționalizate 4 puncte de prim ajutor în punctele de trecere ale frontierelor Nădlac, Borș, Vama Veche și Giurgiu, încadrate cu paramedici și voluntari pentru asigurarea răspunsului eficient la solicitările primite din partea celor care tranzitează aceste zone. În cele 4 zile, 13 persoane au primit asistență medicală din partea echipelor specializate. De asemenea, punctele de prim ajutor vor rămâne active pe întreaga perioadă a verii. În același context, în acest weekend a fost operaționalizat punctul temporar de lucru pe Transfăgărășan, în zona district Piscu Negru, încadrat cu un echipaj de paramedici SMURD, care asigură intervenția în cel mai scurt timp și gestionarea situațiilor de urgență medicală, atât în județul Argeș, cât și în județul Sibiu, în zona cuprinsă între barajul Vidraru și Bâlea Cascadă. Punctul temporar de prim ajutor va rămâne activ pe întreaga durata sezonului estival pentru acoperirea în cele mai bune condiții a misiunilor de sprijin. În ceea ce privește misiunile aeriene, aeronavele Inspectoratului General de Aviație al MAI au fost la datorie, fiind executate 93 de misiuni în slujba cetățenilor. Dintre acestea, 84 au fost intervenții SMURD, datorită cărora au fost salvate 73 de persoane aflate în momente dificile. Misiunile au fost efectuate prin intermediul punctelor de operare aeromedicală astfel. 14 intervenții pentru punctele de operare București și Jibou, Târgu Mureș 12 intervenții, Constanța 11 intervenții, Brașov și Caranseveș câte 8 intervenții, Galați 7 intervenții și Iași 6 intervenții. Precizăm de asemenea faptul că 4 intervenții aeromedicale au fost executate cu ajutorul avionului SMURD pe teritoriul Germaniei, Serbiei și al Republicii Moldova. Având în vedere că temperaturile sunt în continuă creștere și mulți oameni aleg scăldatul în mare, lacuri, ori râuri, siguranța fiecăruia depinde de respectarea unor reguli simple care pot salva vieți. Țineți cont de sfaturile noastre și evitați scăldatul în locuri neamenajate. Curentul puternic, adâncimea apei și alte pericole pot conduce la situații tragice. Supravegheați în permanență copiii. Aceștia sunt mai vulnerabili și pot fi expuși pericolelor într-o fracțiune de secundă. Nu subestimați puterea apei. Chiar și cei mai buni notători se pot confrunta cu situații periculoase. Acordați întotdeauna prioritate siguranței voastre și a celor dragi. Manifestați atenție și responsabilitate. Noi suntem și rămânem la datorie pentru furnizarea răspunsului prompt și eficient la urgențele care pot apărea, însă prevenirea și responsabilitatea individuală trebuie să rămână prioritare. Țineți cont de sfaturile noastre și respectați atât măsurile de prevenire a incendiilor, cât și avertizările privind interzicerea scăldatului în locuri neamenajate. Consultați sursele oficiale de informare pentru parcurgerea informațiilor suplimentare privind comportamentul care trebuie adoptat înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență. Accesați Platforma Națională de Pregătire în Situații de Urgență fipregătit.ro și descărcați aplicația mobilă DSU. Vă dorim o săptămână liniștită, lipsită de evenimente nedorite. Vă mulțumesc! Sunt comisar șef de poliție Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române. Pentru siguranța cetățenilor, în mini-vacanța de Rusalii, Poliția Română a acționat în locurile unde au avut loc manifestări religioase, în zonele cu aflux mare de public, precum și pe principalele drumuri naționale și autostrăzi, în vederea asigurării unui climat de ordine și siguranță publică. În perioada 22-24 iunie,
polițiștii au intervenit la peste 10.900 de evenimente, dintre care 9.665 au fost sesizate prin 112. De asemenea, au fost prinse în flagrant delict aproximativ 600 de persoane bănuite de comiterea de infracțiuni, fiind depistate 57 de persoane urmărite, dintre care 54 la nivel național și 3 la nivel internațional. Polițiștii au aplicat peste 28.100 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 12.600.000 de lei. Au fost constatate peste 490 de infracțiuni la regimul rutier, iar ca măsură complementară, în perioada 21-24 iunie au fost reținute 3.075 de permise de conducere și retrase 1.279 de certificate de înmatriculare. Pentru monitorizarea traficului rutier și coordonarea dispozitivelor de circulație pe principalele artere, în intervalele în care s-a preconizat un trafic intens, au fost folosite elicoptere ale Inspectoratului General al Aviației. Pentru prevenirea accidentelor de circulație grave și menținerea unei atitudini prudente în trafic, polițiștii rutieri au acționat în medie zilnic cu peste 300 de aparate radar. Polițiștii de la transporturi au asigurat măsurile de ordine publică zilnic în trenurile de călători, în stații și triaje de cale ferată, aerogări și în porturile de la Marea Neagră sau pe Dunăre. Un palier important al activității polițiștilor a fost asigurarea fluenței și siguranței traficului la revenirea din mini-vacanța de Rusalii, luând în considerare numărul mare de turiști aflați în ultimele zile în stațiuni. Polițiștii vor continua acțiunile și în perioada următoare pentru prevenirea faptelor antisociale și asigurarea ordinii și liniștii publice. Reamintim că, săptămâna aceasta, la nivel național, polițiștii rutieri desfășoară acțiuni în zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat în vederea prevenirii evenimentelor rutiere pe drumurile publice. Celor care în aceste zile revin acasă, le recomandăm să conducă prudent cu viteza adaptată condițiilor meteo rutiere și să ia periodic pauze de la condus, să dea dovadă de respect în trafic, deoarece un comportament agresiv va crește major riscul de a fi implicat într-un eveniment rutier nedorit. De asemenea, pentru că urmează perioada concediilor de vară, recomandăm tuturor șoferilor ca înainte de a pleca la drum să se intereseze de situația traseului pe care urmează să se deplaseze. Informații în timp real despre trafic pot fi găsite pe secțiunea Infotrafic de pe pagina Poliției Române. În caz de urgență sau dacă ați asistat ori aveți cunoștință despre comiterea vreunei fapte antisociale, apelați cu încredere la cel mai apropiat polițist sau la serviciul unic de urgență 112. Vă mulțumesc! Bună ziua, sunt Maiorana Maria Burchi, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române. Sfârșitul de săptămână a fost unul fără incidente majore în întreaga țară. Zilnic, peste 3.000 de jandarmi au fost alături de oameni, oferind siguranță tuturor participanților la slujbele religioase prilejuite de sărbătoarea Sfintelor Rusalii. De asemenea, jandarmii s-au asigurat că cele peste 1.200 de manifestări religioase și cultural-artistice cu public numeros s-au desfășurat fără incidente. Jandarmeria Română mulțumește tuturor participanților la aceste manifestări care au ales să respecte recomandările forțelor de ordine și ale organizatorilor, fiind permanent în dialog cu colegii noștri. Au fost constatate și abateri de la normele legale, fiind aplicate 1.216 sancțiuni contravenționale cu avertisment sau amendă. Valoarea amenzilor este de peste 350.000 de lei, cele mai multe pentru consum de băuturi alcoolice în spații publice sau tulburarea ordinii și liniștii publice. În acest weekend au avut loc peste 40 de manifestări sportive care s-au desfășurat în deplină siguranță. O atenție deosebită a fost acordată stațiunilor turistice de pe litoral, în special Vama Veche, Mamaia și Costinești, unde au fost prezenți numeroși turiști. Jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța și Grupării de Jandarmi Mobile Constanța au fost prezenți la toate manifestările publice, dar și în zonele aglomerate de pe litoral, pentru siguranța tuturor participanților. Jandarmii au fost prezenți și în zona montană, unde mulți turiști au ales să-și petreacă mini-vacanța. Peste 200 de jandarmi montani s-au aflat permanent în zona stațiunilor și pe traseele montane pentru a avea grijă de siguranța turiștilor. Jandarmii au transmis frecvent recomandări legate de măsurile pe care orice persoană trebuie să le respecte atunci când pleacă pe un traseu montan pentru a nu risca accidentarea. Pe timpul misiunilor, jandarmii au oprit activitatea infracțională în 87 de cazuri, atât independent cât și în cooperare cu celelalte instituții partenere, 89 de autori fiind prinși în flagrant sau în urma unor sesizări primite din partea cetățenilor. În aceeași perioadă, 268 de persoane aflate în situații de risc au avut nevoie de sprijinul jandarmilor, solicitând prin apel la numărul unic de urgență 112 sprijinul.
cele mai multe pentru aplanarea unor conflicte, intervenția pentru îndepărtarea unor efecte meteorologice și pentru incidente provocate de animale. De fiecare dată, alături de partenerii noștri instituționali, jandarmii au reușit să elimine pericolul și să-i ajute pe oameni să iasă din situațiile de risc. Unul dintre cazurile în care a fost nevoie de intervenția jandarmilor montani a fost cel de sâmbătă, când doi turiști aflați în stațiunea Sârnic Moldova au fost atacați și răniți de un urs, în timp ce se plimbau în apropierea locului de cazare alături de alți turiști. Aceștia au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Le reamintim tuturor cetățenilor, în situația în care se întâlnesc cu un animal sălbatic, să nu se apropie de el, să nu îl fotografieze sau hrănească și să ceară de îndată sprijinul jandarmilor montani prin apelarea numărului unic de urgență 112. În încheiere, dorim să mulțumim tuturor pentru încrederea pe care ne-o acordați și suntem convinși că împreună, prin cooperare și dialog, lucrurile vor funcționa așa cum se cuvine. Vă mulțumesc! Bună ziua! Sunt subcomisar de poliție David Laurențiu Valentin, purtătorul de cuvânt al Poliției de Frontieră Română. Pe întreaga perioada mini-vacanței de Rusalii, zilnic, peste 3900 de polițiști de frontieră s-au aflat la datorie. Aceștia au facilitat tranzitarea frontierei pentru participanții la trafic și au oferit sprijin cetățenilor în toate situațiile. Întrucât în perioada mini-vacanței au fost temperaturi ridicate la nivelul întregii țări, iar traficul la graniță a fost unul intens, în principalele puncte de frontieră, cum ar fi Nădlac 2, Borș, Giurgiu și Vama Veche, au fost amplasate puncte de prim ajutor cu sprijinul colegilor de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. A fost folosită la maximum capacitatea punctelor de trecere și au fost suplimentate arterele de control pe ambele sensuri de deplasare. Acolo unde situația a impus-o, au fost folosite echipamente mobile de control aflate în dotarea polițiștilor de frontieră. De asemenea, efectivele gărzii de coastă au asigurat controlul frontierelor maritime, monitorizarea și supravegherea maritimă pentru siguranța și securitatea la Marea Neagră. Deși tranzitul prin punctele de frontieră a fost unul foarte intens, în urma măsurilor dispuse, acesta s-a desfășurat cu operativitate. Astfel, în perioada 21-24 iulie, prin punctele de frontieră au efectuat formalitățile de control aproximativ 1,2 milioane de persoane, cetățeni români și străini și peste 340.000 de mijloace de transport. Precizez faptul că în continuare cea mai tranzitată frontieră a fost cea cu Ungaria, pe unde, în același interval de timp, au efectuat formalitățile 400.000 de persoane cu peste 149.000 de mijloace de transport pe ambele sensuri de intrare, pe ambele sensuri de deplasare. Cel mai tranzitat punct la granița cu Ungaria a fost Nădlac 2, unde au efectuat formalitățile de control 223.000 de persoane și 74.000 de mijloace de transport. Valori ridicate de trafic s-au înregistrat și la granița cu Bulgaria, care a fost tranzitată de aproximativ 392.000 de persoane și peste 118.000 mijloace de transport. Cel mai utilizat punct de frontieră de la granița cu vecinii bulgari a fost Giurgiu Ruse, unde au efectuat formalitățile de control 142.000 de persoane și 42.000 de mijloace de transport. Totodată, în perioada mini-vacanței au fost efectuate peste 19.000 de verificări în aplicația EDAC, iar în incinta aeroporturilor au fost descoperiți mai mulți cetățeni care au încercat să iasă din țară, deși nu îndeplineau condițiile legale. Printre aceștia s-au numărat minori neînsoțiți sau fără documente justificative, dar și cetățeni români adulți care aveau documentele anulate. În ceea ce privește activitățile specifice, în zonele de competență, respectiv punctele de trecere și frontiera verde, în această perioadă polițiștii de frontieră au constatat 483 de infracțiuni și contravenții săvârșite atât de cetățeni români cât și străini, au fost ridicate bunuri în vederea confiscării în valoare de peste 380.000 de lei, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de peste 200.000 de lei și nu s-a permis intrarea în țară a 100 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege și, de asemenea, nu s-a permis ieșirea din țară a 62 de cetățeni români din diferite motive legale.
În toată această perioadă, Poliția de Frontieră a acționat în sistem integrat alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, în special pentru fluidizarea traficului de persoane și mijloace de transport în mod eficient, dar și pentru gestionarea cazurilor apărute. Vă mulțumesc! Bună ziua! Sunt comisar șef de poliție Iuliana Teodorescu, ofițer de relații publice în cadrul Agenției Naționale Antidrog. În perioada mini-vacanței prilejuite de sărbătoarea Rusalilor Ortodoxe, specialiștii antidrog au realizat activități specifice de informare, evaluare, consiliere și asistență specializată pentru consumul și dependența de droguri, de care au beneficiat aproximativ 6.000 de persoane. Acțiunile preventive au fost desfășurate în principal în spațiile recreaționale aglomerate, care în aceste zile libere au reprezentat atracții turistice, precum și în cadrul evenimentelor cu public numeros. De asemenea, participanții la festivalurile care au avut loc în această perioadă au beneficiat de activități specifice pe linia prevenirii și reducerii riscurilor asociate consumului de droguri, iar persoanele aflate în evidența centrelor de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, precum și cele din centrele de reținere și arest preventiv, au primit suport de specialitate și asistență continuă. La linia telefonică verde au solicitat informații despre serviciile oferite de Agenția Națională Antidrog 17 persoane. Pentru că a început vacanța școlară de vară, reamintim părinților să petreacă mai mult timp cu copiilor, să fie atenți la modificările de comportament și dispoziții ale acestora, să acorde o atenție sporită anturajului copiilor lor, atât din viața reală cât și din mediul virtual, și să comunice deschis și eficient cu aceștia pentru a le oferi sprijin în fața problemelor. De asemenea, adolescenții care se confruntă cu probleme legate de consumul de droguri pot accesa programul de consiliere psihologică Safe Space la numărul de telefon 0752-79-1647 sau la telefonul copilului 116-111. Și în perioada următoare vom continua activitățile de prevenire a consumului de droguri, precum și pe cele de asistență integrată pentru consumul și dependența de droguri. Vă mulțumesc! Bună ziua! Numele meu este Mihaela Drăguș și mă aflu în fața dumneavoastră ca reprezentant al Agenției Naționale împotriva traficului de persoane. Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru parteneriatul dedicat siguranței, datorită căruia, în perioada sărbătorilor de Rusalii, nu au fost înregistrate cazuri noi de trafic de persoane la nivelul instituției noastre. În acest context, ne-am dorit ca mesajele noastre dedicate prevenirii traficului de persoane să ajungă în casele cât mai multor români și vă mulțumim pentru susținerea pe care ne-ați arătat-o până acum, atât în mediul online, cât și în cadrul evenimentelor organizate în comunitate. În acest scop, centrele regionale ale ANITP au desfășurat acțiuni de informare și sensibilizare privind traficul de persoane, atât în zona evenimentelor cu public, în comunități vulnerabile sau în zona lăcașilor de cult. Vom continua în perioada următoare să fim în mijlocul dumneavoastră, atât în zona principalelor evenimente, cât și în zona litoralului. Traficul de ființe umane este una din infracțiunile ale căror indicii sunt câteodată dificil de sesizat de persoanele vătămate. De aceea, pe lângă măsurile individuale de precauție, este nevoie și de implicarea societății, în special când vorbim de victimele minore. Pentru a evita o situație periculoasă din sfera traficului de persoane, vă recomandăm să vă selectați atent prietenii pe care îi adăugați pe rețelele de socializare, să nu postați prea multe informații personale despre dumneavoastră și să nu trimiteți poze provocatoare pe internet. De asemenea, vă recomandăm să nu vă întâlniți singur sau singură cu o persoană cunoscută doar în mediul online și nu acceptați ca o persoană cunoscută în mediul online să vă cumpere bilet pentru o destinație anume cu promisiunea că vă veți întâlni și cunoaște la destinație. Vă recomandăm ca în calitate de părinți să încercați permanent să aveți o comunicare sinceră și bazată pe încredere cu copiii dumneavoastră. Încercați să discutați împreună deciziile legate de viitor și fiți persoana lângă care s-ar întoarce în orice situație. Altfel spus, nu condiționați dragostea dumneavoastră. Pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă, vă recomandăm să nu acceptați înțelegerile verbale fără semnarea unui contract de muncă, deoarece pot să ne aducă mai aproape de pericol și să ne priveze de anumite drepturi legale. Reținerea sau confiscarea documentelor de identitate, restricționarea comunicării cu persoanele apropiate,
pot fi mijloace utilizate de traficanții de persoane pentru a obține supunerea victimei și izolarea acesteia. Sfatul nostru este să stabiliți cu cineva de încredere o parolă pe care să o utilizați la telefon dacă sunt probleme și nu se poate vorbi fățiș despre ce se întâmplă. Cele mai multe victime ale traficului de persoane sunt recrutate de persoane pe care le cunoșteau în prealabil. De aceea, când este vorba de câștiguri importante, locuri de muncă, cu salarii foarte mari, ar trebui totuși să fim mai rezervați și să apelăm și la instituția noastră, care pune la dispoziție un număr gratuit de informare 0800 800 678. Totodată, invităm pe toți cei interesați de alte informații despre traficul de persoane și activitatea instituției noastre să urmărească site-ul Agenției Naționale împotriva traficului de persoane și paginile noastre de socializare. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Declarația de presă de la sediul Ministerului Afacerilor Interne a luat sfârșit.